Românul Tiberiu Ușeriu a câștigat sâmbătă cel mai greu maraton din lume. Tânărul originar din județul Bistrița-Năsăud și-a păstrat prima poziție din clasament pe parcursul celor 8 zile de maraton și este primul român din istoria acestui maraton care câștigă competiția. Încă din prima zi de maraton, Tiberiu a fost concurentul cu cele mai mari șanse să câștige maratonul ultra-arctic, care se desfășoară în Canada, în zona Cercului Polar, cu toate că în ultimele zile ale competiției, românul a avut o durere cumplită la gleznă, acesta a parcurs 566 de kilometri pe un teren înghețat și a îndurat temperaturi care au coborât până la minus 62 grade Celsius. Și avem un câștigător al ediției 2016 a competiției Arctic Ultra, Tiberiu. Ușeriu din România a trecut linia de sosire la ora 4:44 de minute post-meridian. Tibi a condus cursa de la început până la sfârșit și este fără îndoială un campion, au scris organizatorii pe pagina de socializare a maratonului, citați de agerpress.ro. Din cei 12 participanți prezenți la start, 2 au fost nevoiți să abandoneze pe parcurs și 10 au terminat competiția, printre ei și românii Vlad Tănase și Andrei Roșu.